Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Fraților și surorilor, vă aducem salutări sfinte din partea bisericii și conducerii bisericii din Cluj, din strada Septimiu Albinii, 2931. Salutul nostru este simplu, este actual și sună astfel: Maranata, Domnul nostru vine! Și îl așteptăm pe Domnul să vină, așa cum și cântăm. S-a citit înaintea noastră un text frumos, potrivit, actual, și anume textul despre îngrijorare. Să știți că este o diferență între a te îngriji sau a te îngrijora. Acum nu știu cât mă percep cei care sunt tineri, care știu mai mult limba engleză, dar cred că și în această limbă există o mare diferență între a te îngriji și îngrijora, sau între a te ocupa sau a te preocupa. Vedeți, e diferență destul de mare. Și vreau să vă spun, așa într-o introducere, că undeva pe un vârf de munte era un stejar. Stejarul acesta era foarte puternic, era admirat de toți cei care locuiau în împrejurimi, dar la un moment dat, acest copac falnic s-a prăbușit. S-au dus oamenii să verifice ce s-a întâmplat cu acest copac. Zeci de ani a reușit să stea în bătaia vântului și dintr-o dată s-a frânt. Și s-au dus să verifice și când au ajuns, au văzut că acest arbore măreț și falnic a fost mâncat pe dinăuntru de carii, de viermi. I-a rămas numai coaja. În aparență arăta tot același copac falnic, măreț, puternic, pe care te puteai sprijini. Dar, în fond, el era doar o carapace, care era pe dinăuntru mâncată de viermi. Și am ales să-mi intitulez mesajul meu în seara aceasta: îngrijorarea, viermele caracterului creștin. Îngrijorarea, viermele caracterului creștin. Fraților și soror, dați-mi voie să vă spun aici, în Matei, în capitolul 5, 6, 7, avem faimoasa predica lui Hristos de pe muntele fericirilor. Și el care se îngrijora cel mai puțin, sau poate să nu exagerez, nu se îngrijora deloc, pentru că viața lui era în mâna Tatălui și cel vedea pe Tatăl făcând, aceea făcea, aceea vorbea. El era cel mai în măsură să dea învățătură în dreptul acestei probleme spinoase a fiecăruia dintre noi, îngrijorarea. Iarăși tot așa în introducere vreau să vă spun că, nu știu, suntem construiți din punct de vedere psihologic foarte curios. Un filozof din Evul Mediu, și anume Spinoza, era evreu el, îl chema Baruch Spinoza, omul acesta a zis că în noi există o frică numită horror vacui, adică frica de vid, frica de gol. Și zicea el că noi încercăm această frică să o umplem. Și știți cum acționează diavolul la nivelul minții pe generații? La copil și el are frica asta de gol, de vid. Și nu știe cu ce să o umple. Și imediat îi aduce diavolul o îngrijorare că ce-ar fi să aibă și el o jucărie, să aibă nu știu ce, la nepoți. Hai, luăm categoria asta de vârstă, nepoții. Vine la părinți, la ăștia nu mai prinde cu jucăriile, însă alte jucării, mașinile, casele, serviciul, căsătoria la cei care sunt mai tineri. Și știi că vine diavolul și prinde și pe ei cu îngrijorare și încearcă să umple golul acesta cu astfel de gânduri. Dar nu se rezolvă situația. Vine la bătrâni, ce să mai vorbești? Cine mă va îngriji când o să fiu bolnav?
Cine îmi va cumpăra medicamente? Cine mă va îngropa? Am întâlnit bătrâni care zice, mă, nu știu cine mă va îngropa, sunt foarte necăjit. Îmi caut o biserică în țară, în special, îmi caut o biserică de oameni serioși să poată să răspundă de tot ce înseamnă îngroparea mea. Uite câte îngrijorări și câte categorii de îngrijorări. Și Domnul vine așa pur și simplu, se uită la noi și zice, știți ceva, nu vă îngrijorați de nimic. Și ne vorbește nu numai Hristos, vine și Apostolul Pavel în Filipeni. Și haideți, dacă doriți, să citim. În Filipeni, în capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Fraților și surori, citind acest verset, Filipeni 4:6, îmi dau seama că îngrijorarea este opusul credinței. Atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, cum zice aici, cu cereri, prin rugăciuni și încă mai mult cu mulțumiri, asta înseamnă că mâna care ai întins-o spre Dumnezeu și ai zis, îți mulțumesc că mi-ai dat, asta e mâna credinței. Și oamenii credinței ne pot vorbi foarte multe în domeniul acesta. De la lucruri banale până la lucruri mari. Gândiți-vă la George Mueller, pe care l-a folosit Dumnezeu în mod miraculos să hrănească zeci de mii de orfani. Și asta o făcea numai prin credință. Și de la lucrurile astea mari, Doamne, copiii ăștia n-au de mâncare și Domnul rânduia mâncare. Ba la lăptarii se rupea osia la căruță și hai, aduceți repede niște copii să ducă înăuntru laptele, că se strică aici până îmi repar eu căruța. Până la brutar mergea Dumnezeu și spunea, du-te și du-le mâncare, du-le pâine, că nu mai au copiii pâine. Astea erau lucruri mari să duci tu căruțe de pâine la un orfelinat de copii. Și la un moment dat, omul acesta simplu de altfel, dar omul lui Dumnezeu, plin de credință, trebuia să plece undeva cu vaporul și s-a rugat și a zis, mie îmi trebuie un scaun cu balansoar, că mi-e rău de mare. Dacă mă duc cu vaporul, o să fie groaznic pentru mine. Și eu cred că Dumnezeu și problema asta unui scaun o va rezolva. Dar bineînțeles că el a intrat la acțiune. Vedeți, Biblia vorbește, și asta o spun așa doar într-o introducere, vorbește Biblia să ne uităm la păsări și ne dă Domnul Hristos în Luca, de exemplu, vrăbiile. Dar stăteam într-o zi și mă uitam, fraților și surori, că fiind cu copilașul prin oraș, prin Cluj, hai să urmăresc puțin și ce mi-a zis Dumnezeu. Și aruncam niște miez acolo, veneau porumbei, el se bucura, îi plac tare păsările, animale, orice, cred că la toți copiii le place așa ceva. Și aruncam, băi, dar vine o vrăbiuță mică și, haț, îi fură la porumbel tot și fuge. Se suie pe o streașină să nu ajungă nimeni. Și are acolo dita mai bucata de pâine și o împarte, o fărâmițează și o duce la cuibul ei, la pui și așa mai departe, mănâncă și ea. Și am zis, măi, oare de ce Dumnezeu mi-a dat exemplu vrăbile? Pentru că, vedeți, vrăbile n-au hambare, n-au depozite, n-au nimic, n-au cămară, n-au casă. Dar Dumnezeu le-a dat o prezență de spirit încât ele își caută mâncare. Orice ar fi, dau totul pentru mâncare. Și atunci intră, iau de unde găsesc și dispar. Și Dumnezeu, cu alte cuvinte, ne spune, auzi, ia și tu exemplu de la vrăbi. Nu te îngrijora, dar îngrijește-te. Începe și lucrează dacă vrei să ai bani. Du-te și pune mâna, du-te și rezolvă problema, pentru că eu vreau să te binecuvintez, dar eu binecuvintez lucrarea mâinilor tale. Observați, fraților și surori, ce frumos ne vorbește Dumnezeu și prin natura aceasta care e în jurul nostru. Și Domnul Hristos a dat exemplu în fața ucenicilor acest lucru. Eu vreau să punem câteva întrebări textului de astăzi și apoi să răspundem tot cu ajutorul Bibliei. Cine este distrus de viermele îngrijorării? Prima întrebare. A doua. Unde se instalează viermele îngrijorării? A treia întrebare. Câte tipuri de îngrijorare există?
Vedeți, sunt întrebări simple, dar sunt foarte utile ca să pricepem puțin mecanismul acestui păcat, pot să-l numesc, de care se folosește diavolul ca să ne lovească. Apoi, 3. Care este efectul îngrijorării în viața noastră? Apoi, următorul. Cum biruim îngrijorarea? Este ultimul lucru de aici. Și haideți să le parcurgem pe rând. Primul lucru. Cine este distrus de viermele îngrijorării? Haideți să afișăm și să și citim Matei 6:32. Și atenție ce zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă toate aceste lucruri, care lucruri? Mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, versetul 31. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Deci observați, fraților și surori, îngrijorarea este proprie celor care nu l-au pe Dumnezeu. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Atunci noi putem să dormim liniștiți, dacă el nu doarme și nu dormitează. Dar cei care l-au pe Baal sau pe alți Dumnezei străini, ăștia nu pot să doarmă noaptea, pentru că Baal dorme. Dumnezeul lor dorme, diavolul dorme, n-are putere să-i ajute. Și atunci, bineînțeles că ei intră în depresii, nu pot să doarmă noaptea, sunt necăjiți, supărați și așa mai departe. Dar fiindcă iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel, noi ne putem odihni liniștiți, Domnul va purta de grijă. Slăvit să fie Domnul. Deci, fraților și surori, cine este distrus de acest vierme? Neamurile. Adică oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cei din lume, cei care n-au încheiat legământ cu Domnul, cei care n-au un tată în cer, ăștia pot să se îngrijoreze, dar noi nu, pentru că noi avem un tată și El se îngrijește de noi. Slăvit să fie El. Fraților și surori, ca să intru în multe detalii, atât i-am auzit, umblu în lucrarea lui Dumnezeu de peste 20 de ani. Și am întâlnit oameni pe care Dumnezeu i-a ajutat în mod miraculos. Miraculos. În probleme grave, în probleme grele. Avem chiar în biserica noastră un frate bătrân, fratele Presecan, pe care Dumnezeu l-a folosit în timpul comunismului cu Biblii. Ducea Biblii. Și atunci să duci Biblii și să le trimiți prin Rusia și prin alte părți era o crimă contra regimului și riscai să te aresteze. Și la un moment dat, cu mașina plină de Biblii în fața blocului, urcă la etajul 3 să-și ia niște acte. Și când se uită pe geam, îi vede pe securiști, că deja l-au urmărit, știau că s-a întâmplat ceva. Îi vede pe securiști cu lanterna, se uitau în mașină. Și el știa ce văd ei acolo în mașină. Erau Bibliile. Și mașina lui era o Dacie cu arcuri duble, că a dat-o la comandă să fie făcută ca să poată duce multe Biblii. Și mașina era plină, plină, până la refuz. Și au zis, gata, sunt gata. Și soția, când a văzut lucrul ăsta, ce se întâmpla afară, a zis, Ghiță, dragă, dacă Dumnezeu te salvează de aici, va fi o minune mai mare decât învierea lui Lazar din morți. Tu ești mort, omule, tu înțelegi? Și el n-a știut ce să facă și unde să alerge decât la Dumnezeu din ceruri. Că atunci când apare o criză în viața noastră, o problemă în viața noastră, să ne amintim că avem un tată în cer care se îngrijește de noi. Și ăsta-i leacul cel mai mare în calea îngrijorării. Și s-a pus fratele nostru pe genunchi și a zis, Doamne, ce mă fac, Doamne? Și spune, în timp ce mă rugam, am văzut o luminiță, s-a aprins în fața mea și am știut că-i prezent Domnul acolo. Și am auzit o voce. Nu te teme că eu sunt cu tine. Fraților și surori, asta face mai mult decât sute de mii de bodyguards. Că Dumnezeul nostru e atotputernic, oamenii sunt slabi. S-a ridicat vesel de pe genunchi. Nevastă, Domnul rezolvă problema.
Dar zice soția lui, hai să ne mai uităm o dată, să vedem ce-i pe afară. Și când se uită, erau tot acolo. El iar zice, gata, mi s-a prăbușit credința, iar genunchi, Doamne, ce mă fac? Și zice, am auzit a doua oară vocea lui Dumnezeu, nu ți-am spus că sunt cu tine. Zice, m-am ridicat de pe genunchi și am zis, orice ar fi, Dumnezeu mă ajută. Și a ieșit. Ieșind din bloc, n-am mai văzut pe nimeni. Bineînțeles că oamenii respectivi s-au dus, că el a văzut ulterior chestiunea asta, și au intrat. Unul într-o ambulanță, altul într-o mașină de poliție, altul într-o mașină de pompieri. Au trei mașini. Și astea așteptau ca vulturii să pornească, să vadă unde merge, unde e depozitul, unde le depozitează, să vadă toată rețeaua, să le adune pe toate, să-i aresteze pe mai mult și să rezolve problema asta. Fratele a pornit din parcare și la un moment dat, uite ce înseamnă să se îngrijească Dumnezeu de tine. Prin anii 80, 80 și ceva, să existe sistem GPS, da, exista sistemul GPS al Duhului Sfânt. Zice, fratele, am auzit în ureche, ia-o la stânga, ia-o la dreapta, ia-o acolo, ia-o așa. Și zice, mă ghida Duhul Sfânt pe ce stradă să mă duc și m-or pierdut. Și la un moment dat, Dumnezeu, care vede din cer totul și cunoaște până și gândurile, a știut că undeva pe o stradă este o poartă larg deschisă și locatarii nu s-a acasă, erau plecați, erau luminile stinse. Și zice vocea, intră aici. Și zice, am intrat, am stins farurile și s-a terminat, am stat acolo. Ei s-au dus, nu m-au mai găsit. Și zice, la un moment dat am simțit din partea Domnului că nu mai este pericol și pot să plec. Zice, din cele trei mașini, una a luat-o spre Alba Iulia, alta spre Târgu Mureș, alta spre Cluj. El locuia în Turda atunci. Și, bineînțeles, fiind sesizată poliția, pe dealul Feleacului, era un control foarte drastic. Bineînțeles, probabil și spre Alba și spre Târgu Mureș, erau iarăși puncte de astea de control. Și fiecare mașină era oprită și percheziționată să vadă unde-s Bibliile. Zice, fratele, când am ajuns pe lângă ei, urcam cu mașina, cu Bibliile, toți polițiștii, milițienii de atunci erau ocupați cu alte mașini. Deci erau aplecați pe acolo, prin port, bagaje, să caute, nici măcar nu m-au observat. Și am trecut pe lângă ei liniștit. Și m-am dus în Cluj și mă duc în cartierul Grigorescu, unde aveam un garaj care era depozitul nostru. Și înainte să ajung la garaj, mă oprește o patrulă de miliție, noaptea. Cine ești? Actele la control. Zice, deschid plafoniera, se aprinde becul și fiica mea de lângă mine zice, tată, de ce a aprins becul? Se vedeau Bibliile. Când a văzut domnul de afară ce era în spate, a zis, nu mai trebuie niciun act, dă-i drum mai departe. Și s-a dus și a scăpat. De ce? A zis, Dumnezeu nu te teme. Fraților și surori, asta face mai mult decât un întreg, nu știu ce să zic eu, nu știu, un batalion întreg de oameni care să te păzească. A zis Dumnezeu acest lucru. Eram plecat în misiune la Râșca, lângă Huiedin, și era final de program, a fost o seară de har, și iese în fața bisericii o bătrânică, plângea. M-am dus spre ea, pacea Domnului, pot să te ajut cu ceva, de ce plângi? Frate, zice-ți, bucuroasă și plâng de bucurie. Bun, zic, atunci n-am cu ce să te ajut, ajută-mă dumneata, spune-mi de ce te bucuri, de ce ești bucuroasă? Ce frate, zice, am venit aici la casa lui Dumnezeu să-i spun Domnului îngrijorarea mea. Că sunt bătrână, copiii sunt plecați departe și mi-e frică să nu mă atace cineva. Și știi ce mi-a zis Domnul? Că a pus doi îngeri, unul la poartă și unul la ușă. Și zice, la mine nu mai are cine să intre acasă să-mi facă rău. Așa-s de bucuroasă și era plină de bucurie. Și m-am gândit în mintea mea, la Casa Albă se plătesc bani grei să stea cine știe cine și să păzească acolo, filtre, să nu intre nimeni. Și încă se mai întâmplă probabil atentate așa câteodată, din 100 în 100 de ani. Dar la o bătrână de la țară, pe care nu o cunoaște nimeni, nimeni nu-i știe numele, nu scriu ziarele de ea,
Acolo sunt doi îngeri al lui Dumnezeu și în Biblie un singur înger a omorât 185.000 de asirieni. Și dacă Dumnezeu îi spunea mai mult, mai mult era. Și uite, Dumnezeu se complică cu o bătrânică pe care nu o știe nimeni, dar o știe Dumnezeu. Pentru că scrie în Biblie și psalmistul a zis și noi o spunem. Pe cine altul am în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine, Dumnezeule. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Dumnezeul meu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Ăsta-i Dumnezeul nostru, lăudat să fie numele Lui. Cine se îngrijorează? Neamurile, cei din lume. Noi avem un tată, fraților și surori. Dacă El e tată și la păsări și la crin, cu atât mai mult nouă. Domnul meu în infinit multe stele ține, pentru cine le-a zidit decât pentru mine? Din neant când le-a chemat, Domnul mult s-a bucurat, însă viața nu și-o dat decât pentru mine. Asta l-a făcut pe Martin Luther să strige la un moment dat bucuros, citind Biblia, citind cartea Romani, când a văzut că mântuirea și credința, darul credinței este și pentru el, a strigat, Für mich, für mich, pentru mine, pentru mine, și sărea și țopăia de bucurie, că știa că Dumnezeu i-a dat și lui mântuirea și lui a dat darul credinței. Păi când ai un așa Dumnezeu, te poți bucura să explodezi de bucurie că El poartă grija noastră. Lăudat să fie Domnul! Al doilea lucru, unde se instalează de obicei viermele îngrijorării? Și citim, tot în Scriptură, versetul 25 din textul care s-a citit. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, atenție, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, iarăși, atenție, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Îngrijorarea se instalează la nivelul minții. Și aici, pentru că, vedeți, nu e un păcat să se vadă în exterior, că te duci și furi. Ăla e păcat exterior. Lovești pe cineva. Nu-i bine, e un păcat exterior. Dar vine diavolul și o pune acolo la nivelul minții și atâta te chinuie, te chinuie, te chinuie, încât până la urmă nu mai știi ce să faci. Și s-ar putea să fim aici în biserică, dar cu gândul să fim în altă parte. Și atunci să se întâmple ce spunea fratele Iosif Trifa, cel care a întemeiat mișcarea Oastei Domnului în România, avea el așa o istorioară, că cineva a avut un vis și s-a dus în rai și în rai erau numai urechi, 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 multe, așa mormane de urechi. Și omul nostru... Și el era unul din ascultătorii care cu gândul era în altă parte, nu era prezent în biserică. Cred că Domnul a vrut să-i dea o lecție. Domne, zice, dar de ce-s atâtea urechi aici? Păi, zice Domnul, aici în rai, zice, au fost aduse urechile celor ce au auzit Evanghelia, predicile, cântările, dar ei n-au făcut nimic, ei personal. Și omul s-a trezit și a zis, trebuie să mă pocăiesc. Și să ascult, dar să și împlinesc. Deci, fraților și surori, uite, vine acest vierme și se instalează la nivelul minții. La un moment dat, chiar marele reformator Luther a fost prins de îngrijorare. Ce se va întâmpla cu lucrarea lui Dumnezeu? Cum va reuși? Ce se va face? Și era așa de frământat, încât pur și simplu nu mai voia să vorbească cu nimeni. Credea că toată cauza Evangheliei s-a prăbușit în Germania și în Europa. Și nevasta lui, Caterina, s-a îmbrăcat în negru și s-a dus în fața lui și zice, uite cum m-am îmbrăcat, uite el, dar ce se întâmplă? Ai doliu, bocești după cineva, cine a murit? Ce ți-a murit Dumnezeu? Și până acum tu erai cam încrezător în Dumnezeu, acum parcă ți-a murit Dumnezeu, nu te mai încrezi în El, nu mai există Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? A vrut să-i dea o lecție și omul s-a trezit. Fraților și surori, așa e de greu, pentru că noi avem la nivelul minții de purtat un război zilnic. În fiecare zi noi luăm decizii, sute de mii de decizii luăm în fiecare zi.
Gândim, sunt sute de mii de gânduri care vin la nivelul minții noastre. Câte dintre ele sunt de la Domnul și câte de la diavolul sau câte din firea pământească? Și Biblia vine și zice, vezi, îngrijorarea se instalează aici. Tu trebuie doar să o identifici. Câte tipuri de îngrijorare există? Este a treia problemă din textul nostru extrasă. Textul nostru ne oferă două alternative. Bineînțeles, câte tipuri de oameni sunt, atâtea feluri de îngrijorare există. Prima alternativă, versetul 19. Vedeți, oamenii bogați au și ei îngrijorări. Și anume, nu vă strângeți comori pe pământ. Uite, îngrijorarea omului care are este să mai aibă. Asta, bineînțeles, intră la lăcomie și așa mai departe. Dar uite, Biblia o zice. Un tip, un fel de îngrijorare este îngrijorarea bogatului sau celui care are. Poate nu ești bogat. Dar diavolul vine și spune, măi, ce-ar fi să mai ai? Și pe oamenii aceștia îi prinde diavolul foarte, foarte tare și cu mare și retenie. Țin minte că îmi povestea un frate păstor, avea un coleg și plăcerea lui cea mai mare era în ziua când primea salariul. De obicei nu prea mânca prin oraș, nu mânca mâncăruri sofisticate, mai mult ceai și biscuiți și pâine și ce avea el mai sărăcăcios, așa. Dar când mergea acasă, povestea el așa între patru ochi, eu zic la păstor, zice, când mă duc acasă, după ce primesc salariul, zice, cea mai mare bucuria mea e să scot toți banii mei din ascunzătoarea aia care o știu numai eu, să-i înșir așa pe covor și să-i pun 1, 2, 3, 4 și mai departe așa în șiruri și să mai pun încă un șir și să mă uit la ei și să încep să râd și să zic, ah, ce bogat sunt. Și după aceea îi adun și pun în ascunzătoare. Asta era treaba lui. Și din cauza asta el nu mai mânca, nu se îngrija de sănătate și era o mare problemă. Uite, îngrijorarea bogatului. Poate să fie asta. Sau poate nu a bogatului, a celui care are. Că ești poate mai modest și ai ce mânca, ce îmbrăca, ai unde sta. Dar diavolul poate să vină și să spună un pic mai mult, un pic mai mult. Cum s-a întâmplat Tolstoi, marele romancier rus, are o întâmplare foarte sugestivă. Nu știu dacă a fost Aievia sau a inventat-o el, dar e o realitate. Se zice că un țăran, la finalul vieții lui, după ce a lucrat pe moșile unui boier, a unui om bogat, toată viața, a primit următoarea ofertă. Și s-a spus așa, dimineață, mâine dimineață, poți să pleci dintr-un loc, de exemplu de acasă de la mine, așa i-a zis bogatul, și să te duci toată ziua până apune soarele. Dar să vin neapărat la apusul soarelui înapoi din locul în care ai plecat și tot ce a călcat talpa piciorului tău, dacă a descris așa un cerc, îți dăruiesc ție, ai tu tot. Bogatul ăsta avea multe pământuri, foarte multe. Țăranul începe să fugă dimineață când răsare soarele, dă-i, fugi, 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 fugi și dă-i și dă-i și dă-i și fuge toată ziua. Băi, zice, mi-ar trebui și lacul ăla de acolo. Mi-ar trebui și pădurea aia de acolo. Mi-ar trebui și câmpiile alea de acolo. Mi-ar trebui și turmele alea de oi, și cirezile alea de vite. Și dă-i, să... nici măcar un pahar de apă, nici măcar o coajă de pâine, nimic, nimic. Că vrea să ajungă la Sfințitul Soarelui acolo de unde a plecat. Și când ajunge la Sfințitul Soarelui acolo, cade la picioarele bogatului și își dă duhul. Moare! Și vine bogatul, avea în mână un toiac din lemn și face un semn la cap și altul la picioare. Atâta pământ ți-o trebuit, atâta ți-am dat. Fraților și surori, uite îngrijorările bogaților, stai, un tip, un fel de îngrijorare, bogații au și ei îngrijorări. Să fac mai mult, să am mai mult și așa mai departe. Bietul sărac, asta e al doilea tip de îngrijorare. Spune aici, versetul 25, mâncare, băutură, îmbrăcăminte, cam astea sunt pentru sărac. Dar uite și el se îngrijorează. Și Domnul zice,
nu-i bine nici așa, nici așa. Cel mai bine este să-ți încredințezi soarta în mâna mea, zice Domnul. Doamne, cercetează-ne! Fraților și surori, este o problemă spinoasă problema asta, dar e biblică și trebuie ca Duhul Sfânt să intre și să acționeze la nivelul minții și a inimii noastre. Doamne, lucrează! Mergem mai departe. Haideți să vedem efectul îngrijorării. Și dacă vă convine acest efect, sau îmi convine mie, că nu mă exclud, că și eu mă îngrijorez de multe ori, de multe ori. Și sunt om slab și toți suntem slabi la capitolul ăsta. Dacă ne convine efectul ăsta sau efectele astea, atunci putem să ne mai îngrijorăm. Dar de multe ori n-ai ce să faci, că parcă vine așa peste tine și te-o acaparat îngrijorarea. În primul rând, viermele îngrijorării strică bucuriile vieții noastre. Versetul 25, versetul 34 vorbesc despre lucrul acesta. Cum strică îngrijorarea bucuriile vieții? Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Adică faceți niște prioritizări, zice Domnul. Versetul 34. Nu vă îngrijorați de ziua, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Uite, îngrijorarea aduce necaz. Și îngrijorarea zilei de astăzi își aduce necazul cu ea. Și Domnul zice, nu te mai îngrijora tu și de mâine, și de poimine, și de răspoimine. N-are rost. De aceea Domnul Hristos ne învață să ne rugăm în Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o când? Astăzi. Asta înseamnă că nu mă mai interesează ce se întâmplă mâine. Dacă Domnul Hristos a zis că în fiecare zi ne va purta de grijă, asta e problema Lui să ne poarte de grijă. Este o soră lângă Cluj, la Corpadea, sora Saveta, are 90 de ani, merge pe 91, un vas al Domnului, o femeie deosebită, ne povestea că la un moment dat, undeva prin anii 70, către anii 80, n-a mai avut de mâncare la copii, și s-a dus în cămară și avea acolo lada cu făină. Dar lada era goală, că era un an de foamete. S-a dus cu o pană de gâscă, gândindu-se, mă duc și mătur ceva de pe fundul lăzii. Și poate că o să am ceva la copii. Și când mă duc acolo, găsesc, nu știu de unde, doi pumni mari de făină pe fundul lăzii. Băi, zice, nu știu cum au apărut ăștia, slăvit să fie Domnul, i-am luat, m-am dus, am adunat niște șalate din grădină, am făcut o mâncare și a fost bine câteva zile. Mă duc iară la ladă cu mătura mea improvizată. Și iară găsesc doi pumni de făină. Și mă duc și iară fac mâncare și mă duc a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea oară. Și zice, asta a ținut-o Domnul în familia mea mai mult de o lună de zile și Dumnezeu mi-a dat făină. Păi cel care a înmulțit făina văduvei, i-a înmulțit și la femeia asta făina, că e același Dumnezeu și El face minuni și astăzi. Este în Bistrița o familie minunată, când aveți timp și mergeți prin țară, ar fi frumos să-i vizitați, familia Gânții. Fratele are 98, spune 99 de ani, sora are vreo 93 de ani și ei îmi povesteau că pe vremuri au declarat în fața autorităților că se face o logodnă. Și logodna, știți care era? Cu mirele Hristos. Era botez în apă. Nu știau ăștia care e problema. Dacă știau că e botez, veneau și-l opreau. Era logodnă cu Hristos. Și s-au logodit mai mulți, poate 20 de persoane. Și-au venit prietenii și neamurile și erau către 100 de oameni în curtea acestor oameni al lui Dumnezeu. Și la un moment dat, băi, zice, au venit din multe părți și li foame la oamenii ăștia. Ce să le dăm de mâncare? N-am aici decât o rudă de salam și o franzelă. Și am un pachet de unt. Ce să fac? Și păstorul care conducea, care coordona lucrarea, a zis, soră dragă, adu-le aici înaintea Domnului, ne rugăm și Domnul să înmulțească mâncarea.
Zice, s-a rugat fratele pentru mâncare și zice, am început să tai, am început să pun salam, să pun ce-o trebuit acolo și zice, toți au mâncat, am mai rămas și le-am dat și la copii. Ăsta e Dumnezeu care face și azi înmulțirea mâncării. Fraților și surori, nu-s povești. Sunt lucruri pipăite, sunt lucruri reale. Dumnezeul nostru trăiește și astăzi. Dar dacă noi ne îngrijorăm bucuria vieții, imediat vine diavolul și ne-o strică. Doi, ce mai face îngrijorarea? Mă face neroditor din punct de vedere spiritual. Matei capitolul 13 cu versetul 22. Vorbește aici despre sămânța căzută între spini. Vedeți ce zice? Îngrijorările viacului și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge cum? Neroditor. Deci îngrijorarea nu te lasă să rodești din punct de vedere spiritual. Când te îngrijorezi, nu mai ai dragoste, nu mai ai bucurie, nu mai ai pace, nu mai ai roada Duhului, ești neroditor din punct de vedere spiritual. Pentru că vine diavolul și îți fură tot ce înseamnă roada Duhului. Asta o spune Scriptura. Și foarte important să înțelegem. 3. Îngrijorarea nu lasă pe Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre. Citim tot în Scriptură, în Marcu, în capitolul 13 cu 11. Zice, să nu vă îngrijorați când veți fi în fața marilor oameni ai viacului. Pentru că atunci vi se va da ce să vorbiți și nu voi veți vorbi, ci Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care este în voi. Dacă eu mă îngrijorez, imediat Duhul Sfânt se întristează, nu mai vine, nu mă mai luminează, nu mă mai lămurește. S-ar putea să mă uit la omul ăla că e mare, că știe multe. Dar așa cum spunea un bătrân din zona noastră care a plecat la Domnul, zice, poți să ai 10 facultăți, dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, umbli în întuneric. Și adevărat lucrul acesta. Era odată un bătrân în zona Aradului, ca să vedeți cum te luminează Dumnezeu, bazat pe versetul ăsta, că Dumnezeu își ține cuvântul. Era un bătrân fără școală și a ajuns la un moment dat în compania unui ateu și ateul știa multe și era foarte învățat. Și a zis, băi, zice, e adevărat ce scrie în Biblia voastră, că Dumnezeul vostru îi prezent pretutindeni. Și bătrânul a zis, da, scrie în Biblie. Că nu există loc în univers care să fie ascuns de ochiul lui Dumnezeu, că El e prezent peste tot. Psalmul 139 mă pot duce la marginea mării, în locuința morților, în cer, oriunde. Acolo dau de Dumnezeu, Dumnezeu e peste tot. Cum spunea Sfântul Augustin, Dumnezeu este un centru, este un cerc cu centrul peste tot și cu marginea nicăieri. Nu-L găsești să zici până aici Dumnezeu. El peste tot, e centru, El acolo este, e prezent, n-are o margine. Și bătrânul, uite, așa e, asta e problema, Dumnezeu e prezent peste tot. Și atunci ateu, asta a fost întrebare capcană, dar zice diavolul, unde e atunci dacă Dumnezeul vostru e prezent peste tot? Că diavolul și Dumnezeu nu pot să stea în același loc. Zice, auzi, Domnule, vedeți Duhul Sfânt, a venit și odată. Auzi, Domnule, dumneata, crezi în Dumnezeu? Cum să cred, Domnule? Eu sunt ateu. Păi zice, diavolul e în tine. Observați? Vine Duhul Sfânt și îți dă pe moment ceea ce trebuie să răspunzi. Nu te îngrijora, pentru că în momentul în care te îngrijorezi, tu nu mai dai loc Duhului Sfânt să vină să te învețe, să spună ceva. Apoi Biblia zice că îngrijorarea strică relațiile în familie și în biserică. La un moment dat era Marta cu Maria. Maria stătea la picioarele Domnului și Marta zice, Doamne, nu-ți pasă? Uite sora mea ce face. Uită-te la ea. Te rog, spune-i să vină să mă ajute. Dar de ce? Pentru că Marta se îngrijora, Domnul s-a uitat la ea așa, Marto, Marto, de multe lucruri te îngrijești, te îngrijorezi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua, să asculte cuvântul vieții, să-L asculte pe Dumnezeu vorbind, asta nu îi se ia niciodată. Ce să mai vorbim, că îngrijorarea poate să strice relațiile și între slujitori.
Gândiți-vă puțin. Când Pavel și cu Barnaba au ajuns la niște discuții contradictorii, ce-a fost pe acolo dacă nu era și puțină îngrijorare? Unul zice, hai să luăm pe Marcu, altul zice, nu luăm, domnule, că am impresia și mă îngrijorez și mă gândesc la lucrul ăsta că o să facă ce a mai făcut și altă dată, îi dor de mama și fuge acasă. Și atunci Barnaba ia pe nepoțelul cu el și pleacă în misiune, Pavel îl ia pe Sila și pleacă în altă parte în misiune. Dar observați că acolo a intrat un pic de îngrijorare și nu mai erau tare siguri pe omul ăla, pe tânărul ăla care până la urmă a devenit apostol și a devenit evanghelist, evanghelistul Marcu. Mergem mai departe, hai să vedem cum se tratează îngrijorarea. Asta e foarte important pentru noi. Mai întâi, îngrijorarea se tratează prin cuvântul lui Dumnezeu. Fraților și surori, orice săgeată aprinsă a celui rău se tratează cu scutul credinței. Și credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Citim, păi dacă Domnul Hristos a spus și scrie aici în Scriptură, nu vă îngrijorați de nimic, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, înseamnă că Domnul are dreptate. Păi intru și citesc puțin în Psalmi, haideți să deschidem Psalmul 37, versetul 4 în jos. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Versetul 5. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Acest încredințează-ți soarta în mâna Domnului are un verb în original care se poate traduce prin rostogolește-ți soarta în mâna Domnului. E ca un bolovan, e ca o piatră. Îngrijorarea aia vine și stă la nivelul minții. Și vine Domnul și zice, știi ceva? Rostogolește. Încredințează-ți soarta, adică viitorul tău, că îngrijorarea are de-a face cu viitorul. Noi nu ne mai îngrijorăm cu privire la trecut, nu mai avem treabă cu trecutul. Îngrijorarea privește în viitor și nu mai privește la Domnul. Privește oblic, dacă vreți. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutor? Asta e privire oblică. Dar privirea adevărată e pe verticală. Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Nu mă uit în jurul meu. Privirea pe orizontală nu-i bună. Privirea oblică nu-i bună. Nu mă uit la oamenii mari, la munți. Eu mă uit pe verticală. Dumnezeu mă ajută. Și atunci îmi iau soarta și viitorul meu și îl rostogolesc în mâna lui Dumnezeu pentru că El poate și vrea să mă ajute. Amin? Mergem în Psalmul 55, fraților și surori. Și recomanda un om al lui Dumnezeu, spunea el că dacă ar avea bani, mă nu știu dacă a glumit sau a zis-o serios, dar m-am gândit că are un grăunte de adevăr. Ce dacă aș avea bani, aș face un spital pentru îngrijorați. Și zice, știți cu ce i-aș trata? Nu le-aș da medicamente? Cartea Psalmilor, Psaltirea. Să înceapă de la 1 și până la 150. Și îl întreb, mă, mai ești îngrijorat? Da, mai ia o dată. Mai face o cură de psalmi. Și când, la un moment dat, vine credința în inima lui și zice, gata, s-a terminat, nu mai am îngrijorare. Auzeam despre un om, era bolnav și era un frate în zonă care avea daruri spirituale. Putea să se roage pentru bolnav și să se vindece, dar fratele nu era acasă. Bolnavul era grav, era aproape pe moarte. Și a mers la un alt om al lui Dumnezeu din zona respectivă și a zis, roagă-te pentru mine că mor. Și omul ăsta a zis, îmi pare rău frate, cred că ai venit la adresa greșită, eu n-am dar de vindecare. Hai frate, ajută-mă, hai roagă-te, măi n-am dar de vindecare, eu mă rog, dar Dumnezeu nu mă ascultă, eu sunt învățător biblic, eu ce să fac? Dar i-a venit omului acestuia o idee, dar biblică, ce-ar fi? Să genereze Duhul Sfânt credință prin cuvântul lui Dumnezeu, că spune în Romani că credința vine în urma auzirii, ascultării și ascultarea vine prin cuvântul lui Dumnezeu.
Și zice, l-am pus să citească din Isaia 53. El a luat asupra lui toate bolile, toate suferințele noastre. Și zic, citește odată, de două, de trei, de 100, de 300 de ori. Și zice, a citit omul de 300 de ori. Același verset. Și când a fost la 301, Dumnezeu l-a vindecat, s-a atins de el. Uite ce putere are cuvântul lui Dumnezeu, fraților și surori. Și mergem în Psalmul 55, versetul 22. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Traducerea în Septuaginta, aruncă asupra Domnului grija ta și El te va hrăni. El îți va da mâncare. Uite ce sensuri ascunse are cuvântul lui Dumnezeu. Și putem merge mai departe să citim. Dar observați, cuvântul lui Dumnezeu are o așa încărcătură, o așa putere, încât Domnul, printr-un singur cuvânt, poate să acționeze și să facă o mare lucrare, că ăsta e puterea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e dinamita lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Mergem mai departe, al doilea tratament, tot din Scripturi, este rugăciunea. Ați auzit ce am citit din Filipeni, din capitolul 4? În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, cu cereri, cu mulțumiri. Și este o lecție pentru noi, putem să ne ducem înaintea lui Dumnezeu cu absolut orice lucru. Asta ne-a zis-o Dumnezeu și respectăm ceea ce a zis Dumnezeu, îl respectăm pe cuvânt. Apoi, tratamentul numărul 3 este roada Duhului Sfânt. Spune acolo în Filipeni, în capitolul 4, dacă nu găsești versetul 7, vorbește despre pacea lui Hristos. Asta deja e roada Duhului Sfânt. Atunci când tu apelezi la Domnul Hristos, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, când tu apelezi și zici, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, imediat trebuie să fugă îngrijorările, rămâne roada Duhului în tine și tu te bucuri de pace. S-a întâmplat cu fratele Adam Avram, tatăl fratelui Cornel Avram, pe care îl cunoașteți, bătrânelul ăsta, un om al lui Dumnezeu, săpa într-o zi în grădină, cu soția lângă el, și nu știu cum, i-a luat foc casa. Se uită, zice, slăvit să fie Domnul că mi-a luat foc casa. Nevasta a zis, băi omule, ești nebun, ce se întâmplă? Femeie dragă, Domnul știe mai bine ce face. Dar vedeți, asta nu poate da numai Domnul pacea asta, care întrece orice prietenie, ia foc casa și tu te bucuri, ce e asta? Nebunie, nu? Dar nu, asta e nebunia lui Dumnezeu care e mai înțeleaptă decât oamenii. Că știți ce s-a întâmplat? Au auzit frații, surorile. Și imediat s-au mobilizat și au adus ciment, cărămiz, cutare, cutare, nisip, lemn. Și au făcut la fratele o vilă. M-am dus la el și am văzut căsuța frumoasă cu mansardă, cu etaj. Zice, uite ce mi-a dat Domnul, frate. Dacă rămânea la cocioaba aia de dinainte, aia o avea. Dar fiindcă s-a bucurat în Domnul, neînțelegând planul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat mai mult. Slăvit să fie Domnul! Așa se întâmplă dacă te încrezi în Dumnezeu și îl iei pe cuvânt. La noi în Cluj a fost un frate, cred că a plecat la Domnul, fratele Onosciuc. Într-o noapte au mers hoții și au jefuit casa. Dimineața nevasta supărată, necăjită, se pune bătrânul pe genunchi. Ce, Doamne? Zice, probabil că au găsit hoții ceva rău, ceva ce am luat eu din altă parte și nu mai țin minte. Și-o venit și-o dus ce nu era al meu. Dar dacă mai este ceva rău în casa mea, fă să mai vin odată hoții. Cine se roagă așa, fraților? Cine? Numai un om care are o nebunie sfântă, nu? Dar ăsta e un om care îl are pe Dumnezeu, pentru că el vrea să fie curat înaintea lui Dumnezeu. El vrea să fie sfânt și să-l aștepte pe Dumnezeu pregătit ca să-l ducă în țara cerească. Doamne, cercetează-ne să înțelegem. Și observați că roada Duhului Sfânt, atunci când vine în noi, ne generează dragoste, bucurie, pace, răbdare, credincioșie, blândețe, înfrânare și așa mai departe. O știți, Galateni 5:22. Și asta elimină din inima noastră tot ce înseamnă îngrijorare. Și apoi un alt tratament, tot din Scriptură, este părtășia.
De ce le spunea Domnul, nu vă îngrijorați? De ce nu le-a zis, nu te îngrijora Petru, Ioane, cu tare? Le-a zis, nu vă îngrijorați. Pentru că această problemă se poate trata împreună cu alții. Noi suntem adunați în seara aceasta aici, dacă facem o rugăciune și spunem, Doamne, iartă-mă că m-am îngrijorat, altul zice, iartă-mă, vine Domnul, zice, gata, am șters în seara asta tot ce înseamnă îngrijorare, tot ce înseamnă păcat, tot ce înseamnă gândire negativă, am șters, vreau să vă ajut. Și numai vezi cum Dumnezeu intervine și ajută, că e un Dumnezeu al minunilor. Doamne, cercetează-ne. Vreau să fac o paranteză, dar să nu rămână paranteză. În rugăciunea de la început, Domnul mi-a arătat aici, deasupra bisericii, era un nor. M-am rugat și am zis, Doamne, ce înseamnă norul acesta? Și am înțeles că așa cum Ilie altă dată se ruga și Domnul a trimis un nor de o palmă, așa vrea Dumnezeu aici să trimită norul puterii Duhului Sfânt, numai că trebuie să se găsească cineva care se roage ca și Ilie. Și Domnul cheamă biserica în rugăciune, în insistență înaintea Lui. De unde știi tu, tată sau mamă, că Domnul poate vrea să-ți boteze cu Duhul Sfânt copilul? Să-l umple de harul Lui, să-l facă un slujitor în casa Lui Dumnezeu. Secerișul este mare, secerătorii sunt puțini. Dumnezeu caută oameni să-i pună în lucrarea Lui. Aleluia! Cercetează-ne, Dumnezeule! Închid paranteza, dar să nu rămână paranteză pentru noi, fraților și surori. Ultimul tratament, cel de-al cincilea, este din lecția naturii. Vine Dumnezeu și spune așa, uită-te la păsări. Și spunea un frate, rată cam drăguț, așa zice, măi, n-am văzut nicio pasăre căruntă, dar noi încărunțim. Și eu am văzut că mai am fire albe în cap și încărunțim. Dar păsările astea nu se îngrijorează și atunci nu încărunțez, nu? Domnul zice, uită-te la păsări. Și o lecție mare. N-au cămară, n-au magazin, n-au cutare. Și totuși Dumnezeu le poartă de grijă. Și tu nu ești cu mult mai de preț decât vrăbile, decât păsările? Era un frate în zona Baia Mare și omul ăsta nu-i se pocăia nevasta și îl bătea nevasta. L-am întâlnit, îmi spunea, frate, asta e, am primit bătăi crunte de la nevastă. Și la un moment dat zice, a vrut să divorțeze de mine. Și mergând spre biserică, fratele, era pe bicicletă, îi vorbește Duhul Sfânt, zice, oprește-te, s-o oprește. Uită-te jos, se uită, era toamnă târzie, căzuse deja bruma, era un fluture care mai mișca un pic acolo în drumul ăla. Zice, ia fluturele și pune-l într-o tufă. Vai, Doamne, zice, dar eu n-am mai auzit descoperit cu fluturi. Lasă-mă în pace. Nu, zice, ia-l și pune-l acolo, că o să vezi de ce am zis. Și îl ia și îl pune în tufă și merge mai departe. Zice, imediat în urma mea a venit un tir și cu roțile a trecut exact pe unde a fost fluturele ăla și era să-l strivească, dar eu l-am pus acolo și am auzit vocea Domnului. Dacă la un fluture astăzi i-am purtat de grijă, tu nu ești cu mult mai de preț decât un fluture, o să-ți ascult și ție rugăciunea. S-a dus cântând de bucurie la biserică și a zis, nevasta mea încheie legământ cu Domnul. Și l-au întrebat frații, da când? Nu știu, dar Dumnezeu mi-a vorbit. Zicea, fratele, n-au trecut decât vreo două luni și nevasta era în apa botezului, s-a pocăit și acum vine cu mine în misiune. Ăsta-i Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Dar vedeți lecția naturii. Plus te duci la crini. Și cum spunea un cercetător al Bibliei, iei un crin și îl pui sub microscop. Sau iei haina lui Solomon, că acolo Domnul zice că ei sunt îmbrăcați mai bine. Și când o pui sub microscop, vezi ca și gardul, ca și leațurile din gard, sau ca și ochiurile de sârmă, așa vezi în haina lui Solomon. Că așa au lucrat oamenii, așa au țesut-o. Dar când pui crinul, vezi niște desene care nu le-ai văzut în viața ta și îți dai seama că Dumnezeu face minuni în lumea aia minusculă pe care tu nu o cunoști. Și dacă pe un crin îl îmbracă Dumnezeu, pe tine nu te va îmbrăca? Fraților și surori, Domnul să ne pună pe inimă această problemă. Doamne, iartă-ne pentru îngrijorare și ajută-ne să ne încredem în Tine. Amin.